Da. În graba de a ajunge acasă cu primul microbuz, cei care fac naveta acceptă să se urce în mașini fără a avea loc pe scaun. Când șoferii microbuzelor sunt trași pe dreapta de polițiști, pasagerii sunt complici la încălcarea legislației privind transportul de persoane. Fie bagă capul în pământ, fie o rup la fugă, așa cum s-a întâmplat astăzi la Slatina. Aveți bilet? Nu, nu. Unde vă duceți? Nicăieri. Nici șoferii nu sunt prea vorbăreți atunci când sunt luați la întrebări cu privire la prezența în mijlocul de transport a unui număr mai mare de pasageri decât este prevăzut în cartea tehnică a mașinii. Unii găsesc scuze pentru situația creată, alții nu recunosc nici când sunt prinși în flagrant. Nu i-am forțat eu. Dar răspunderea este a dumneavoastră. Da, este și dacă spun și omul vrea să meargă acasă, nu pot să mă bat să mă cer cu omul. Șoferii care au fost depistați că încalcă legea au fost amendați. Și această abatere a transportului în plus a persoanelor în microbuze se întâmplă frecvent. Tocmai de aceea rugăm și populația să ne contacteze pe telefonul de urgență 112 în cazul în care consideră și văd că sunt transportate persoane în plus pentru a lua măsurile necesare și acționa în consecință. Polițiștii de la rutieră susțin că transportarea unui număr mai mare de pasageri decât permite capacitatea mașinii este adevărată practică printre șoferii de microbuze, în ciuda numeroaselor acțiuni derulate.